găsit, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gorjului vă invită la Bustuchin. De ce tocmai aici? Pentru că suntem la o familie fericită de regulă și de data asta mai mult decât oricând. Familia Munteanu, acasă la familia Munteanu. Și începem cu Andreea Munteanu, vedeta noastră europeană. Deja nu ne mai putem noi spune că e a noastră, nu ne mai putem lăuda că e a noastră pentru că e a României întregi. Bună, Andreea! Bună seara! Bună ziua! E zi, filmăm ziua, emisiunea va fi seara. Urmează Adelina, urmează Ionuț și părinții care i-am chemat și pe dânsii în cazul cu toate că sunt foarte ocupați. Și aș vrea să vă întreb și să vorbim așa, ca și cum n-ar fi acolo camerele și nu ne-ar vedea nimeni, să ne povestiți cum e să aveți copii campioni, un artist foarte bun care cântă, Ionuț cântă la vioară. L-ați văzut de altfel la noi, la ENSA TV. Adelina face gimnastică aerobică. Andreea, ați văzut-o deja, toată lumea se bate pe ea, toată lumea își face poze cu Andreiuța noastră. Ea, ca noi am scris de Andreea de anul trecut, dacă nu mă înșel, doamna. Da, așa este. Și de toți trei, nu numai de Andreea, pentru că fiecare dintre ei au performanță în ceea ce fac. Cum e să fiți părinți de campioni, așa, de artiști, de performeri, de sportivi, de... E ușor, e greu? Cum să vă spunem, e un lucru foarte bun, o mândrie exagerat, care, bineînțeles, să văd atâția ani în spate, care s-a muncit consecutiv, an de an, și mulțumesc Dumnezeu că se vă roadele. Și că munca pe care au făcut-o a meritat. Exact. Și o mamă de campioană și de copii artiști și sportivi talentați? Ce spune? Că sunt o mamă fericită. Sunt cea mai fericită mamă din lume. Da? Cu așa copii minunați. Cu toate că vorbeam noi acum anul trecut, așa că vă e destul de greu să le vedeți pe fete. Hai că eu nu ți-e cu dumneavoastră aceea, mai pleacă mai bine, dar fetele vin destul de rar. Așa este, așa este. Dar asta e. Important e că și-au împlinit visul, exact, nu? Exact, exact. Era păcat să muncească atât să nu-și împlinească visul. Fără sacrificii nu se poate performanță. Deci, în spatele oricărui performanțe stă o muncă titanică și... Aș vrea să întreb Adelina și Andreea, voi la 5 ani ați plecat așa în lume. Da. Cum v-a venit? Voi ați vrut sau părinții au zis, duceți-vă la gimnastică? Cum a fost? Părinții ne-au dus. Noi atunci nu știam ce vrem să facem, era micuțe și de acolo am început să ne placă încet, încet. Dar cum vă plăcea, adică îl vedeați la televizor înainte să plecați? Vă plăcea gimnastica în general? Păi aveam foarte multă energie și părinții noștri au decis să facem un sport pentru că este și sănătos și să ne mișcăm. Să vă mișcați. Și ați început să vă mișcați din ce în ce mai bine, nu, Adelina? Da. Tu ai ales gimnastica aerobică sau instructorii, antrenorii au zis să mergi pe aerobic? Eu am ales, am făcut 8 ani gimnastica artistică, după care m-am mutat la gimnastica aerobică. De ce? Am vrut eu să mă mut, pur și simplu îmi place și gimnastica aerobică foarte mult. Și bineînțeles a existat un accident care a făcut o pauză de vreo 2 ani de zile. Și atunci a decis să schimbe... Poate că e și mai puțin periculoasă gimnastica aerobică decât cea artistică? Da, este și gimnastica aerobică foarte grea, dar... Andreea, tu ai avut ceva evenimente neplăcute, nu? Au mai fost nici accidentări, dar am trecut cu bine peste. Voi sunteți gemene? Da. Nu se vede. Nu se mai cunoaște așa bine. Da. Și Ionuț, tu ești mai mare, mai mic? Că nu mai țin minte. Mic un an. A, tu ești micuțu, da. Micuțu care are 1,80 m sau cât, ce înălțime ai tu? 1,65 m. La vârsta ta, cât? 14 ani. Deci, 1,65 m la 14 ani e prea bine. Și ai acolo în fața ta un instrument de virtuozitate, așa, adică mulți se apucă să cânte, dar la vioară nu oricine, așa, de vioara e regina, nu regina unei orchestre. Cum te-ai hotărât? Tot tati te-a pus să... Nu. Ți-a înmânat instrumentul prima dată? Păi îl vedeam pe tati că el cântă la vioară și am vrut și eu. Mi se pare normal, adică vreau și eu tati jucăria ta, nu? Da.
Și se pare, am auzit eu, că acum tati nu mai prea are. I-ai luat așa... adică vine cineva, zice, vreau și eu cu Munteanu. Da, domnul, cum să nu? Zice, nu, cu al mic. Sau cum? Nu știu. Cum se procedează? Domnul Munteanu. Am auzit că acum dumneavoastră sunteți însoțitor de instrumentist. Da, bineînțeles, eu sunt șoferul. Am auzit eu așa. Da? Sigur că da. Merge foarte bine. El muzica populară nu cântă cam de un an și jumătate, aproximativ, maxim 2 ani. Și până acum, Ionuț? Numai muzică clasică. Acum un an jumătate. Adică, cum? La ce vârstă ai început tu să cânti la vioară? Păi la 9 ani am fost la școala populară de artă. Așa. Și normal mi-a arătat tati de la 7 ani, 6 ani jumătate. Te-ai dus și de lecții acolo, nu? Păi stai un pic și ai intrat pe clasică, dar tati a lucrat cu tine muzică populară, nu? Adică... E, da, mi-a arătat mai mult melodii de tehnică. Aha, înțeleg. Și acum, deci ai terminat școala populară, vă te mai duci și acum la perfecționare sau da, ai terminat? Da, sunt anul întâi de perfecționare. Uh-huh. Și de învățat unde înveți? La școala generală Poiana Seciu, aici nu, în Bustuchin. Nu pot să cred, aici în Bustuchin? Da, sunt în clasa 8. Da, bravo! Și toată virtuozitatea asta ta vine de la tati și de la școala populară de artă, da? Da. Dragi telespectatori, o să-l vedeți pe Ionuț interpretând. Pe fete nu putem să le rugăm să facă demonstrații pentru că nu avem aici cadrul necesar. Doar o să povestim, dar Ionuț le va cânta un pic așa că toți sunt în televiziune de folclor la sfârșit. Cum e să ai două surori campioane, să nu le prea vezi așa? Fiecare, cred că aveți, o să mergem în casă acum, cred că aveți așa un loc unde e plin de medalii, nu? Sau nu le aveți acasă? Da. Da? Da. Cam câte? Andreea, cam câte ai așa? Și cam de la ce vârstă ai început să le aduni? Fără număr. Fără număr? Nu ne știi numărul, Andreea? Eu nu mai știu exact numărul, dar sunt vreo 60 la toți copiii. La toți și Adelina copiii. Și Ionuț are medalii. Bineînțeles, este câștigător de trofee, dacă nu mă înșel, da. Nu? Da. Care e ultimul trofeu câștigat de tine? E, ultimul trofeu a fost anul trecut, în august, la Constanța, la Dobroge Vatra de folclor românesc. Dar de atunci am mai câștigat și premii. Bineînțeles, la... a fost numai premiul întâi. Concursuri în Gorj. În Gorj. Da. Dar gorjenii nu ți-au dat niciun trofeu până acum? Nu. Ah, las că tu le iei prin țară, așa. Și acolo bănuiesc că, eu așa am văzut la festivalurile la care am fost, mai sunt cumetrii, mai sunt prietenii, mai sunt una alta, dar ca să vină cineva din alt județ să câștige trofeu, înseamnă că e tare bun. Nu? Da. Așa e, am dreptate. Da. Asta e recunoașterea. Când te duci în altă parte și iei trofeu, când te duci la tine, s-ar putea să ai și vreo cumetrie ceva. Și dacă ai noștri nu i-au dat niciun trofeu și a luat în altă parte, stau și mă gândesc. Dar să nu fim răutăcioși, că ENSA TV nu este o televiziune răutăcioasă. Și să continuăm povestea unei frumoase familii de la noi, de la Bustuchin. Extraordinar. Mami, cu ce se ocupă? Asistent de farmacie. Iată. Tati? Eu Ranger. Am fost ranger până... Acum câteva luni. Câteva luni de zile mi-am depus demisia. Aole. Dar am zis că totuși să lupt să-mi găsesc un serviciu în apropiere, să fiu aproape de copii, bineînțeles de băiat, că din toamnă va fi la Târgu Jiu la liceu de muzică. A, te duci la liceu de muzică. Da, auzise mai. Da. Păi de asta mă și gândeam. Cu ce vei continua? Eu aveam o suprafață foarte mare de vreo 3 județe de acoperit și de copii nu puteam ca să mă țin și de una și de alta. Salariul era micus și la fel, cel puțin jumătate din el mâncam pe unde umblam. Și nu, era cu totul altceva, trebuie să-mi găsesc un serviciu mai aproape. Mai aproape de ei, bineînțeles, nu de mine. Păi da. O să mergeți cu Ionuț la Târgu Jiu? Am sigur, înțeles. Sigur că da. Și mami rămâne la Bustuchin? Mami rămâne între telefoane, între fete și... Între fete și da. Băieți. Eu coordonez de la rădăcină. De la sursă, de aici, da. De la Bustuchin. Da, da.
Aș vrea să ne întreb pe fete, cum a fost de la 5 ani să stea așa prin străini, să zic așa, pot să zic prin străini, nu e ușor. Nu a fost ușor, dar erau colege, fete tot așa de vârsta noastră pe acolo și ne jucam, povesteam, mai uitam de casă. Amândouă ați fost la Deva până anul trecut, înțeleg, da? Da, cam un an jumate, cam așa. De un an jumate tu ești la? La Izvorani. Pentru că ai fost cooptată în lotul național, da, înțeleg, da? Da, acolo este lotul național de gimnastică. Uh-huh. Și cum e la lotul național? Mai greu, mai ușor, mai frumos, mai cum? La fel de frumos ca și la Deva. Doar că este la un nivel mai sus, mai... Și un pic mai departe de casă. Da, dar ne-am obișnuit, m-am obișnuit. Adelina, ai și tu ceva diplome, nu? După câte știu eu și ceva... Ai câștigat și tu ceva premii. Eu așa mi-amintesc. Da. Nu greșesc, nu? Da. Am două medalii de argint la aerobic și la gimnastică am tot așa două medalii de argint. Nu am multe premii, dar voi lua pe parcurs. Ești hotărâtă. Da. O să arătăm telespectatorilor imagini din competițiile la care voi ați fost și eu nu cred că ne poate arăta câteva, nu? Nu prea? Da? Sigur că da. Da? Crezi că da? Bine. Eu nu ție mai așa, mai pragmatic, adică la el a început deja să fie invitat, nu? Îl invită la evenimente. Bineînțeles că artiștii nu-i cheme așa să scânte degeaba. El a început să producă deja, nu? Nu-i așa? Da. Adică, măi, vin la spectacol, dar știi cum e, adică eu sunt un artist, nu vin așa să mă uit la voi doar. Și la voi, fetele, cum e? Se dau și bani la premiile astea? Câștigați, eu știu, niște venituri ale voastre, măcar așa, de buzunar, de... Da, depinde de excursie, de o plimbare. Da, depinde și de concursuri, ce rezultate avem la concursuri. Se primește și premii și sunt și sponsori. Depinde de rezultate. Da. Și în rest, în afară de veniturile mai mari sau mai mici pe care voi vi le-ați făcut singuri, mami cu tati trebuie să se ocupe, nu? Bineînțeles. Da, cum e la lotul de gimnastică, de exemplu, sau să zicem la lotul național? Plătiți ceva sau nu se plătește, nu? La lotul național? La lotul național nu, dar până să ajungi acolo... Adică de un an jumate nu mai plătiți da, pentru da, Andreea. Da. Dar la Adelina încă plătim. Da. În curând nu o să mai plătiți. Zic eu. Pentru că acum Adelina zice, băi frate, nu se poate, am stat eu 2 ani jumate pe margine, a fost... E bine, Adelina, în primul rând, că ai reușit să revii. Da. Asta e foarte important pentru tine și de acum înainte, nu? Da. Ești hotărâtă. A spus, de acum înainte o să iau. Deci, are viitorul în față, clar. Bine că ai depășit momentul accidentului, pentru că putea să fie, Doamne ferește, ceva care să te facă să nu mai poți să continui. Da, am avut ambiții și am spus că ce a fost, a fost și... Și vrei să continui. Da. Sunteți niște octătoare. Tu ești octătoare mai mică, așa. Ce înălțime ai tu? Aproximativ 1,46-1,47. Dar de ce toate gimnastele, aproape toate gimnastele sunt micuțe, așa, scunde? Păi, nu neapărat. Mai sunt și gimnaste mai înalte, dar așa este sportul în gimnastică. Te uimi mai pitică, dar... După ce te lași, începi să te înalți. Da? Da. Dar tu ești la început, nu vorbim acum de lăsat. Nu. Ce vizezi pe viitor? Ia spune-mi ce vrei să câștigi. Care e următorul tău pas pe treapta afirmării? Păi sunt anul acesta, în octombrie, campionatele mondiale, Olimpiada din 2016. Te duci la mondiale? Da, ai să fiu fost? Să... Nu a fost, nu am avut vârsta. Ah. Dar să fiu sănătoasă și cu muncă multă și vei ajunge acolo. Sigur vei ajunge. Dar eu îți doresc să ajungi pe podium, nu doar la... Da. Și să vin data viitoare și să zici, ce în sat TV, frate,
Eu sunt campion mondial aici, nu discut, decât la nivel de CNN, așa. Ne mai primești la tine? Sigur, niciodată nu trebuie să uiți de unde ai plecat. De la Pustuchin și de la INSA TV. Și Adelina, tu ce vizezi, ce concurs ai de acum înainte? Păi sunt naționalele, nu sunt chiar așa multe concursuri în gimnastica aerobică, dar fiecare concurs e important în felul său. Și te duci la toate? Da, să sperăm că mai vă duce pregătită la toate. Da? Dar ce înseamnă la voi pregătire? Adică vine un campionat, da? Băi, peste două luni sunt europenele, poftim. De când ne apucăm de treabă? Din totdeauna trebuie să fii pregătit, dar înseamnă să fii pregătit înseamnă să ai un exercițiu sigur și să știi că îl faci pe acolo, la locul lui stat, pe aparat. Da. Da. Este într-adevăr, este multă muncă. Adică din totdeauna munciți, nu ziceți gata, hai să bem o bere, să ne distrăm și peste două luni ne pregătim pentru campionat. Nu. Nu. Câte ore pe zi munciți? Lucrați, se spune. Aproximativ 5 ore pe zi. 5 ore pe zi. Și tu, Ionuț, câte ore studiezi pe zi? Între 2 și 6. Credeam că zic, trebuia să zic boiereală, da? Și la tine e treabă multă. Și sunt convinsă că părinții v-au îndrumat pe drumul cel bun, dacă vă place să continuați, pentru că nu e deloc ușor ce faceți pe lângă școală. Da, ne-au susținut dintotdeauna și ne susțin și acum. Păi nu mai au încotro. Ar fi culmea. Nu, de ales. E, gimnastica ați vrut? Gimnastica aveți, luați de prestați. Că toată ziua îi sunam, ce faceți? Știți, sunt la... Deva, știți, sunt la unde la Izvorane. Concursul național da, acum la câteva luni. Onești, la Onești, la Poșan, știți, la București. Sunt, am mers peste doamne, tot. Peste tot. Da. Sunt niște cheltuieli. Bineînțeles. E destul de greu, adică... Este. Bine și statul român, județul Gorj, care tocmai te-a premiat, după câte știu. Trebuie să-i mulțumim. Da, domnului primar. Și domnului președinte Călinoiu. Da. Și în ce a constat premiul tău care l-ai câștigat? De aici mă referiți... De la județul Gorj, de la Consiliul Județean. Păi am primit... 8.000 de lei. Da, 8.000 de lei și... Cadouri. Da, e ceva. Da, și cadouri. Chiar și a fost... Da, o venit bine, nu? Sigur, da, sigur. Și învățați la... Tu te-ai mutat cu școala acum, nu? Școală... Sau nu mai tot faci? Acolo, ba, da, fac mai puțină decât este normal, dar vin profesorii la noi. Și... Vedeți, lot național. E ceva. Da. Și, na, învățați cât e nevoie și așa. La noi în România se învață prea multă carte. Vă spun eu, din propria experiență. Materiile mai necesare... În viață. Da, română, matematică, engleză, franceză, istorie, geografie. Să continuăm. Chimie și fizică. Așa. Unde ai tu școala? Sau vin profesorii numai la voi, deci nu vă mai duceți la școală. Nu, vine școala la voi acolo. Da. Dar așa aveți și voi voie să ieșiți, să vă plimbați, sau e o militarie de-aia non-stop? Nu. Ieșim în weekend, ne duc în oraș, la mall, ne plimbăm, mă ieșim prin parc. Nu. Dar ne însoțiți, nu mergeți? Poftim? Zicești că vă duc. Adică mergeți în grup, nu? Cu profesor, cu da, voi. Da, dar părinții pot veni la noi. Adică ne duc la un mall, nu stau după noi, ne plimbăm, ne vă asigură traseul ca să fie în regulă, să nu aveți probleme. Da. Au grijă de voi așa ca de un odor. Dar vă dau libertatea de a vă simți bine și liberi. Da, de orice am avea nevoie sau orice avem de zis, le spunem și se rezolvă. Da? Da. Ce frumos! Să spui așa ca un copil să spună vreau, se rezolvă. Da. Dar câtă muncă pentru asta! Iată niște pălmițe mititele și pline de bătături. Da. Acolo suntem ca... A doua familie. Da, păi da, odată ce stați mai mult acolo, cam așa e. Dar Adelina, ție nu-ți e greu așa? Voi erați împreună la Deva. Da. Acum, dintr-o dată, s-a rupt filmul.
A fost greu la început, dar m-am obișnuit. Bine, cred că mai greu i-a fost ei, că tu ai rămas cu colegele. Da. Cu care stătusei înainte. Da. Și cam cât de des mergeți la fete? Acum mergeți în două părți. Da. Mai simplu. Depinde și de concursuri. Înainte de un concurs mai important, cum au fost europenele, este o perioadă înainte de concurs care... Să zic așa, este închis cantonamentul pentru a ne pregăti pentru europene, dar așa, când pot veni, oricând. Dar de obicei vin cam la două săptămâni. Mai zurani. Și la Deva? Și la Deva. Și la Deva. Vă împărțiți? Sau unul acolo, unul acolo? Nu, amândoi și. Tot timpul amândoi? Da. De multe ori luăm pe Ionuț, mergem la Deva, o luăm pe Adelina. Și mergeți la izvoran cu toți. Exact. Și reuniți familia. Da, extraordinar. Da. Asta e deosebit. Da. Doamne, asta îi motivează și pe ei, se încarcă pozitiv. Au nevoie să fim alături de ei. Dar nu mi se pare așa că muncesc cam mult. Mi-e parcă e așa. Poate ne-a fost mai greu de la început, dar ne-am învățat. Învățat. Ce nu face un părinte pentru copil? Care își dorește foarte mult să performeze. Sigur. Pentru că dacă nu și-ar fi dorit și ei... Bineînțeles. Să fim serioși, adică n-ajungeau pe prima treaptă a podiumului. Sigur. Mai chiuleau, mai știți cum e. Când nu-ți place materia... nici nu dai performanță, nici nu te prea duci pe acolo. Înseamnă că chiar le-a plăcut, adică le-ați insuflat ceva care le-a și plăcut. Sigur că da. Modelul tău, Andreea? Modelul tău în gimnastică. Sunt mai multe gimnaste, precum Andreea Dăducan, Nadia Cumăneci, antrenoarea mea, Lăcrămioara Moldovan. Pe Nadia Cumăneci ai cunoscut-o? Nu am avut ocazia să o cunosc, dar în curând sper că voi avea ocazia. Sper să te caute, să te pupe pe obrăjării ăștia mici și frumoși. Ea a fost până la urmă modelul pentru toate fetele care au plecat la gimnastică, modelul inițial. Atunci România a însemnat ceva pentru gimnastică, Nadia Comăneci Moreal. Nota 10, prima notă de 10 din istorie. Știu că dacă stau să mă gândesc acum și eu eram pe vremea când Nadia Comăneci era ultima parte, eu eram un pic mai mică, cred, nu sunt sigură. Și făceam gimnastică pe capătul studioului, sper să nu se uite mama la televizor. Aveam așa un fel de canapea, studio se chema sau nu știu cum, și avea la capete niște din astea de lemn, așa, niște, cum să zicem, capetele erau din lemn. Făceam acolo bârnă și mă țineam de tavan și se mirau ai mei, de ce tavanul e pătat așa, că normal se pune praf. Și dacă pui blăbuțele pe acolo, bă, ce-i pe tavan? Dar de unde e? Niciodată n-am spus. Mamă, să mă ierți, spun acum. Da. Bănuiesc că și voi, chiar și la 5 ani, vă uitați la televizor și vedeați gimnastele cele mari. Da, ne mai uitam și... Și v-a plăcut, cred că părinții voștri n-au zis. Ia duceți-vă voi la gimnastică. No. Duceți-vă, jucați-vă la gimnastică, repede. Cred că chiar v-a plăcut vouă. Da. Ne-a plăcut. Și acum vă mai place? Acum îmi place. A? Acum a început să merită, nu? Toată munca voastră. Tot timpul l-am meritat. Da? Da. Da, atunci când se întâmplă, nu se uită mami, când se întâmplă să vă loviți, cum e? E atunci, pe moment e supărat, e greu până ți revii, dar în sport, nu există un sportiv care să ajungă la o performanță și să fie totul numai roz, adică se mai întâmplă și accidente, dar... Ce faceți? O sunați pe mami? Mami, azi m-am lovit la antrenament sau la concurs, Doamne ferește? Nu, la și concurs... Și mă doare și vin-o repede. Nu neapărat să vină ea, ne descurcăm și noi, adică suntem obișnuite. Vin repede medici. Da, vine, ne tratează, sunt alături de noi și până ne vindecăm sau până... Cred că vioara e un sport mai puțin dificil, ce ziceți? Nu, da, și vioara este grea. Da? Da, dar nu e așa riscant. Și nu pot. Nu? Nu riscant, dar e foarte grea. Da. Ionuț, o să vreau la final să ne cânti ceva, dar înainte de asta
ne-a făcut bucuria și onoarea domnul primar să ne facă și chiar surpriza de a veni să fie alături de noi. Domnul primar, bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Dragi respectatori, primarul comunei Bustuchin n-avea voie să nu fie aici când vin fetele acasă. Pe eu nu să-l știți, domnul primar, îl vedeți mai des. Felicităm și... Haideți să vă facem o doamne pentru domnul primar, chit că a venit mai târziu la întâlnire. Să ne strângem un pic, așa. Veniți lângă mine și să stai domnul primar acolo. Haideți. Domnul primar s-a îmbrăcat adecvat. Vila nu, niște sportive. Am alergat prin comună și... Păi de asta alergați? Păi bătări, asta se de votare. A, ați alergat la vot cu problemele de organizare. Da. Domnul primar, felicitări că aveți așa oameni destăinici în comună. E o familie extraordinară. Păi acum... Familia Munteanu. Știți cum este... Și eu mi-amintesc când am venit prima dată în Bustuchin, puțin știau de Bustuchin. Acum... Multă lume știe și datorită realizării pe care eu cred că l-am făcut, schimbării care s-a făcut, iar acum mult mai mult ele vorba ce aduc pe acolo pe unde merg numele comunei Bustuchin. Este extraordinar să ai asemenea copil lângă tine. De asta mă uitam că eu pe Ionuț îl știam, că a venit la noi la filmări, îl cunoșteam deja, pe fetele știam din poze, am scris în vertical la un moment dat, de anul trecut, despre toți trei, că sunt niște copii extraordinari, dar nu le-am cunoscut pe fete până acum și când am văzut-o pe Andreiuța ce mică e, zic, Doamne ia mă, cum poate un omenaj atât de mic să facă asemenea performanțe? E foarte greu. Da, este adevărat, dar eu cred că și pentru voi, pentru presă, pentru tine în special, cred că sunteți primii care puteți să arătați gorjenilor, românilor, de acești copii, unde stau părinții lor, cred că este extraordinar. Și vreau să vă spun că anul trecut, când am scris atunci articolul despre toți trei erau pe prima pagină, deci rețineți. Nu să știți că, sigur, ați ajuns în posesia unui ziar măcar. I-am rugat pe părinții celor trei copii atât de talentați, zic, vă rog frumos când vin fetele acasă, anul trecut nu era Andreea campioană, da? Zic, vă rog frumos când vin fetele, haideți, chemați-ne la acasă să facem așa un interviu cu toți trei copii. Și uite că am avut bucuria și onoarea să facem asta când deja toată lumea aleargă să vorbească cu Andreea. Ați văzut cum toți se fotografiază cu ea, deja acum ne aduce un aport de capital, de imagine tuturor, Andreea, dar eu aveam rezervat. Deci ENSA TV avea rezervat un interviu în exclusivitate acasă la Andreea. De anul trecut. Da, ce spui tu, asta este din fericire pentru noi, pentru că avem fetițele mari, talente, din păcate pentru așa cum spui tu, că mulți vor să poseze cu asemenea oameni care sau să fie acolo în față cu ele, care poate nu merită. Exact. Pentru că nu știu câți a putut să le sprijine, să le ajute. Noi, comunitatea, ce am putut, așa cu puținul care a fost, am încercat să fim aproape de ele, vom fi în continuare, dar... Asta este, știți cum e, politicieni în general vor, când ajunge un copil, nu știu unde sus, avem și noi copii. Asta este, a spus-o, de asta a spus. Din fericire pentru noi că le avem și că sunt mari talente, iar din nefericire că asta este România, ăștia sunt oamenii. Vreau să pozeze de multe ori când cu copii, poate care ei nu merită. Aș vrea să care vreau să facă poze cu acești copii. Ați fost cu ei tot timpul aici, ați văzut fiecare pas al familiei, al lor ca și copii. Chiar pentru Ionuț am înțeles că faceți chiar mai mult, dar vreau să știu, am auzit și vreau să-mi confirmați dacă e adevărat, că intenționați acum, cu ocazia câștigării de către Andreea campionatului european, aveți ceva special acum pregătit pentru Andreea. Ei, ca acum, drept mulțumire pentru imaginea care o aduce Bustuchinul. Cred că ar fi mai bine să o ținem acolo, să nu spunem și să le facem asemenea. Haideți, faceți-mi și mie plăcerea, că dumneavoastră atunci când spuneți ceva se întâmplă. Haideți să vă prind să spuneți acum ca să se și întâmple. No, până atunci vreau să felicit familia, ia către cei doi părinți, pentru că puțin găsești părinți să-și cheltuie banul, să obosească, să alege, nu mai eu știu.
cât a alergat tata, mama, săraca, ia câtă bunicii, da. Ion Munteanu, care este unicul lor, mi-a fost viceprimar. Da, da, da. Și sunt mândru eu de asta, sunt mândru că puțin oameni pot să investească atât în copii. Adică ei au investit foarte mult și poate uite munca, efortul lor astăzi și-a găsit răsplata. Bine, pentru că continua, da, continua, și eu sigur, da. Mai, e normal, e normal. Efectiv, numai de fete, când de când am plecat cu ele pe primul drum, eu chiar de multe ori vorbeam și acasă și în familie, zic, nu știu dacă aș putea poate să fac efortul ăsta. E bine, ei au avut curajul, le-a văzut de mici când au fost duse acolo, că au pentru cine să arăte să muncească și uite, felicitări, bravo, te v-ați găsit acum, sunteți mândri și stați cu fetițele voastre așa cum și orice om și nu știu cine din România n-ar dori să stea cum stau eu astăzi. Da. Dar asta este. Orice muncă își găsește răsplată. Iar pentru ceea ce mă întrebai tu, eu zic că așa. Eu zic să lăsăm pe viitor. Da. Să fie o surpriză pentru ele sau atunci când se întâmplă. Bineînțeles. Pentru puținul care îl putem noi fac să facem asta ceva material, dar eu am altceva mai în gând în viitor. Am auzit ceva și Mă gândeam că ne puteți spune dacă nu sunteți foarte siguri sau vreți să rămână ca surpriză. Nu, nu e o problemă, dar cred că ar fi mai frumos să fie o surpriză. Da? În timp. Pentru că, sigur, Andreea ne va aduce multe, multe medalii. Am înțeles că au în jur de 60. Așa. Da, știu. Eu am făcut, eu cred că v-am luat și vă, am făcut o poză cu ele. A venit mama aia, mi le-a pus pe masă, le-am filmat și le-am dat și la ziare, le-am dat, dar sigur, oamenii zic că sunt jucării, nu cred că pot niște copii să aibă atâta medalii. Eu am fost convins că și m-am pozat cu el acolo, m-am pus în fața lor. N-am cerut dreptul la fete, dar dacă a venit bunicuța și cu bunicul, le-am pus ca să le arătăm încă, că nu se știa că va fi și această medalie de aur la senior, când erau ele junioare, când erau micuțe. Dar asta este, trebuie să fim alături de ei și cel mai mult, bineînțeles, părinții, iar noi dacă suntem pe lângă părinți și pe lângă ei, cred că au mai mare sprijin și atunci sunt și mai puternice. Chiar vorbeam înainte să veniți dumneavoastră cu părinții și povesteau că, acum fetele una e la Deva, una e la Izvoran, măcar înainte erau amândouă în același loc. E adevărat că Andreea acum are subvenționat toate cheltuiala cu tot ce înseamnă un cantonament și tot ce înseamnă o competiție. Dar, totuși, acum, du-te la Deva, du-te la Izvoran, du-te la competiții, toată ziua să te duci și zic, vă împărțiți, zice, nu, mergem împreună cu Ionuț la Deva, o luăm și pe Adelina și mergem la Andreea. Da. Deci vă dați seama, să reunești o familie care e atât de fiecare cu treaba ei, fiecare în locul ei, din membrii familiei și să se adune toți la un loc, că vorba aia, suntem noi aici la noi, și poate nu ne întâlnim cu ai noștri din casă decât nu știu la ce oră sau dacă, poate ne vedem când, îi vedem când dorm, știu eu. Păi, acum știți cum este la fericirea care au, nu mai văd cheltuiala, nu mai știu oboseala, pentru că e normal să fie așa. A fost mai greu la început, acum este mult mai ușor, sigur, pentru ei. În special pentru că au rezultate și au satisfacția. Exact, e fericirea care este. A ajuns, vă dați seama că, eu știu când a căzut și s-a avut atunci o problemă fericită. Cine că era și cât de supărat. Și stăteam, veneam pe la ei, discutam. Nu sunteți prieten de familie, da, cu dumnealor, da, adică firesc, nu el, ați venit el, așa tata fetelor, vorba aceea, este aici, suntem ca în familie, dacă tata lui a fost viceprimarul meu aproape două mandate, vă dați seama că eram în casă, eram împreună toți. Adică niciodată nu poți să fii nici să ai un viceprimar care să nu... Bine, în politică știți că e posibil orice, dar eu întotdeauna știu să-mi aleg oamenii și am avut apropiați viceprimari în general, ca și cel care l-am acum, chiar dacă e un băiat tânăr. Dar, ce să mai... Este, cum să spun, pentru mine o fericire când stai, uite cum stau acum, între două campioane, cum se spune, știi? Da. Și încă unul acolo. Și al treilea este. Păi nu, numai la antesară mi-a cântat cu vioara. Deci știu ce poate și știu... De asta vorbeam, da, cu Ionuț. Când vin pe la ei, ia vioara și stăm la masă, corect, bem un șpriț și ne facem și jobe. De asta spuneam, da, că știu că în mediul ăsta al festivalurilor mai sunt și prietenii, mai sunt și cumetrii și chiar spuneam, dacă să te duci și să iei trofeul în alt județ,
acolo n-ai cum să faci copile sau cu prietenii sau cu știu eu, nu vreau să fiu răutăcioasă. Știți și dumneavoastră cum se desfășoară, știu și eu cum se desfășoară și sunt și tineri care se plâng. Bine, oricine se plânge, na, poate fi, adică garantat e subiectiv. Da. Și el consideră că e cel mai bun. Asta clar. Dar faptul că tu te duci și câștigi în alt județ trofeul, înseamnă că ești chiar bun. Eu așa consider. Bine, eu cred că acum nu mai putem să vorbim de aranjamente de la nivelul la care se află și Andreea și... Nu, la Ionuț mă gândesc. La Ionuț, chiar este, cred că este ca un profesionist adevărat. Ceea ce eu știu bine și știu și profesorii care a făcut pregătire, plus că nu se mulțumește numai la unul, merge și la altul, în altă parte, în alt colț de țară. Asta dă dovadă că el nu vrea să fie doar un, cum să spune, un țigan. El vrea să fie un profesionist adevărat. Eu întotdeauna așa îi spun. Măi, tu ai depășit, zic, zona. Da. Și eram acum într-o seară la un chef și... Vă referiți la Lăutar. Da, la Lăutar. Și că tu nu ești era, un simplu era, Lăutar. Era un țigan și era și taică-său și când lua și trăgea cu arcușul, se uita țiganul așa și așa, dar taică-său și păi, da, el nu știe notele. De-aia nu... îi zicea de... Da, adică da. Poți să dai lecții. El, da, este. Și l-ai văzut și tu l-am văzut toți merge la atâtea spectacole. Asta este un lucru mare, că părinții și la urmă cheltuie, cum să spune, și banul. Și, dar dacă duci la mai multe spectacole, că își frigă și experiență, își capătă încredere în el. Dar la Ionuț cred că a trecut în momentul ăsta, este depășit. El acum vrea să facă marea performanță. Care Ionuț, marea bravo. Performanță? Ia să auzi. Păi, în primul rând, vreau să intru într-un ansamblu de muzică populară. Da. În al doilea rând, vreau să mă duc la liceul de muzică. Iar după liceul de muzică, vreau să mă duc la conservatorul de muzică. A, deci ai trepte mari de urcat în continuare. Dar eu sunt convinsă că nu vor fi probleme, nu? Nu, nu, a plecat bine, este... Știți cum este... Dacă ai baza, dacă ai lângă tine pe cei care te sprijină și te ajută, mama și tata, este, n-ai cum să nu să ratezi și să nu câștigi. Așa au fost ele, micuțele. Eu știu. Când veneau și mă uitam la palmele lor... Da, așa cum, ia uitați, Andreea. Ia uitați, eu știu de data trecută. Parcă vine de la sapă. Da. Te-a pus mai la sapă? Nu. De asta ar mai lipsi. Da. Ca, odată la cât timp veniți voi acasă? În vacanțe. Adică eu vin mai des decât Andreea acasă. Adică vara sau și iarna de Crăciun? Mergem și iarna, dar depinde ce concursuri sunt în acel an. O zi, două veniți, așa. Câteva zile, așa, depinde. Pe și vara veniți toată vacanța sau le vedeți? Nu, rar. Avem câteva zile. Tot așa o zi, două, așa. Se întâmplă să fie concursuri și înainte de concursuri... Deci ele intră în pregătire, da, sigur. Chiar și de sărbători am mers noi la ele. Și doar le-ați văzut, că nu puteți să stați mult. Le scoateți două un pic zile, în oraș? Două zile, trei. Și stați la hotel acolo? Da, la hotel unde stau toate ele. Măcar atâta lucru puteți să stați la același hotel. Da. Vreau să vă mulțumesc tuturor că astăzi, dragi spectatori, înregistrarea se face într-o zi de sâmbătă, rețineți aspectul, pentru că am vrut să le prindem pe fete acasă. Mâine plecați, nu? Poimine, luni. Așa. L-am prins și pe domnul primar printre afișe și printre organizări de alegeri. Ce să facem? Trebuie să facem pe toate, pentru că știți cum e, noi stăm în administrație și politica, nu pot să, deși nu-mi place, sincer am spus și o spun și acum, dar nu pot să fiu om de administrație dacă nu ești politician. Dar cu toate astea, cum să spun, nu fac o politică reită, ci eu fac treaba de administrație și de asta astăzi am predat buletinele, alergam la o secție la alta, s-am luat curentul prin sate, după a fost zilele astea, a fost vânt puternic, ploi și încă mai sunt în neregulă. Da, cu toate astea, eu oricum ajungeam mai târziu, să știți că am ajuns instantaneu acum. Mergeam la o secție la Poiana și zic, hai să ne abătem zi puțin pe la prietenii noștri să vedem ce fac fetele, vreau să le pup, sincer, și vreau să plec, că mai aveam două, trei secții de verificat și pe aceea veneam să fac un spis, să beau și un spis aici cu... Și să le cânte Ionuț. Și să cânte Ionuț, da. Da.
Bine, domnul primar, mulțumim că v-ați abătut și pe la fete și da, prin fața camerelor STV. Știți cum vine, pentru mine este onoare, eu nu sunt ca alții care, știți, doar aș vrea să fiu, a fost o medalie de aur și pentru mine este onoare că am putut să fiu în țară, să nu fiu plecat, vă dați seama cât îmi părea de rău să nu fiu aici, să stau să le văd și eu pe fete, în special după ce Andrei a venit, a fost încoronată cu acea medalie de aur și a participat în mod direct. Da. Bine, eu știam eu pe micuța că este... da. Ei, așa că, lasă, să-i dea Dumnezeu sănătate, eu asta mă rog și spun întotdeauna, de câte ori mă întâlnesc cu părinții ei, că pentru că atâta muncă merită o răsplată să fie sănătoase, că restul au talent și cred că vor avea tot bine din lume și nu numai, asta e prima medalie la senior, dar sigur va urma multe, eu cred. Nu este prima. La seniore? Zic, nu? Nu? Eu știam că eu. Prima la un concurs așa mai mare, european, dar... Da, evoluție de european, da. 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 Și vor mai urma. Da. Garant. Ne întâlnim la 100 de medalii? Și ne mai întâlnim o dată? Fără număr. Și mai repede de atunci. Da. Ei bine, hai ca să fiu așa, să zic că ce știi tu, știi altceva, o surpriză. Așa. Dar surpriza cea mai mare va fi că îmi doresc ca sala de sport care am construit-o în Bustuchin, de tine, să-i poartă numele Andreea Munteanu. Ce zice Andreea? Vă mulțumim. Și veți reuși? Sigur, da. Eu nu eram sigură că veți reuși, de-aia n-am insistat. Eu aveam altceva, este și altceva, ce mă întrebați. Mai e ceva. Da, dar ăla este să lăsăm să fie să așa. Rămână surpriză. Da, pentru că îi mai trebuie și puțin la vârste. Am înțeles. Da, dar eu zic că e o mare treabă. Pentru că... să vezi acolo, da, că sala de, mare. Sala de sport, mi-o dăruiesc să fie și numele. Mai mult că în momentul când am făcut-o, nu s-am spus și n-am spus la nimeni, pentru că am făcut acea sală, se punea problema să fiu legat. Că vezi, Doamne, am dat votul la unguri. Da. Acum am aflat că vrea să mi se facă un dosar. Pentru că ministrul era atunci... Da, Borbeli. Da, și că Ciocea i-a dat votul că... Ca să îi dea bani pentru sală. Exact. Da. Că ați făcut o sală. Deci acum vreo 3 săptămâni am aflat astăzi acest lucru, că guvernarea de atunci pregătea, vrea să facă o anchetă mare pentru trădare. Da, o duceam acasă. Da. Asta e România. Asta e România, dar uite, sala care ați obținut-o... Da, eu și spun... Va avea un nume. Am și discutat cu o parte din consilier, la prima ședință o să discutăm. Pe lângă ce putem să ajutăm și noi cu un premiu acolo, cu o valoare așa, cât putem în anul cu unii. Da? Și va mai urma după aceea un titlu pe care îl merită, dar să mai lăsăm puțin să crească. Da, da, da. Și veți scrie mare frumos așa, sala Andreea Munteanu, doar îi dați numele, să scrie mare așa, când intri în comună și te uiți așa în dreapta primăriei, jos acolo unde e sala de sport, să scrie. Sala de sport Andreea Munteanu, ce zici? Merită ce a făcut până acum. Da? Numai ce a făcut până acum? Mai urmim ce urmează. Dar eu cred și sper, pentru că atâta, asta am spus, eu întotdeauna mă rog și spun să fie sănătoase, atât îmi doresc. Că restul se descurcă, fetele, știu ce au de făcut. Da. Bine, eu vă felicit încă o dată, mă bucur că Bustuchinul are valori cu care ne putem mândri noi toți românii și succes în continuare și la alegeri domnului primar, să n-aveți evenimente și la familia Munteanu și noi mulțumim pentru că ne-ați ales și ne-ați invitat în exclusivitate să vorbim aici în curte. Ei bine, acum te complexez și eu puțin cel. Așa. Nu întâmplătorește aici, sunteți voi primii, pentru că în satul a plecat din Bustuchin, aici s-a născut. Aici s-a născut. Și era normal să fie așa și mă bucur că eu ales și v-au ales pe voi. Chiar n-am știut că veniți voi, să știi, că niciodată ei știu și toți cetățenii știu, niciodată eu nu pregătesc ceva înainte sau niciodată nu cer să fac așa cum vreau, trebuie să facă fiecare pe placul lui și cum crede că e bine. Dar mă bucur că v-a ales pe voi, pentru că așa cum am spus, voi v-ați născut aici, cu societatea asta. Și dacă stăm să ne gândim, domnul primar, acum vreo 15-20 de ani, eram pe dealul Muierii și făceam primul interviu la Antena 1, Și asta e adevărat. Și chiar putem spune că ne știm de foarte mulți ani, eu tot în presă, domn primar, tot primar.
Da, da. Dacă suntem, să fim nedavnă în sănătate, asta mă rog și eu. Și pentru mine, și pentru fete, pentru toată lumea. Să ne lăudăm între noi. Da. Suntem buni, da, cu toții, da, dragi respectatori. Hey, iar o rog pe Andreea și pe toți care pleacă și pe tine. Întotdeauna când câștigați, să nu vă fie rușine să spuneți: m-am născut în Bustuchin, pentru că voi sunteți cei care duceți pe mai departe numele acestei comune, și să nu vă fie rușine că eu, cât voi mai fi primar, încerc să fac tot ce este normal și ce este posibil ca viața voastră să fie frumoasă, să vă simțiți bine când veniți acasă la mama, la bunica, la cei dragi. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dragi spectatori, sunt convinsă că a fost o bucurie pentru dumneavoastră să fiți alături de noi, de echipa Insula TV, acasă la familia Munteanu și la Bustuchin. La revedere!